putem să fim orice ne dorim și să ducem corpul nostru până într-anumit punct, dar dacă vrei să ieși din corp, știi foarte bine ce se întâmplă. Te duci în etapa următoare a evoluției. De acolo nu te mai întorci. Atunci, da, alegerile pe care le faci din orice punct de vedere vor avea consecințe. Consecințele acelea pot să fie constructive sau mai puțin constructive. Uh-huh. Și în Human Design învățăm să ne diferențiem. Inițial, da, punându-ne în anumite categorii, avem diferite tipuri de energie, 4/5 tipuri de energie, printre care se numără proiectorul, deflectorul, manifestatorul, generatorul și cu o subcategorie generator-manifestant. Cred cu tărie că o femeie își poate păstra bucuria, energia, libidoul, claritatea mentală și greutatea ei aia bună chiar și după ce a trecut de 40 de ani. Despre asta vom vorbi în acest podcast. Poftă de viață cu Claudia Buneci, adică cu mine. Bine te-am găsit! Bună, Anto! Bine te găsesc în podcastul Poftă de viață. Dragii mei, astăzi o am alături de mine pe Antonia Hrușkovski. Ea este trainer de yoga, dacă am zis corect, da? Dacă așa vorbim despre yoga, dar astăzi noi o să ne uităm mai mult la o altă latură de care ea se ocupă și anume cea de human design. Și astăzi o să întoarcem așa un pic human design-ul pe niște părți, da? Cât apucăm într-un episod de podcast și ce-mi doresc eu de la Antonia este să aflăm cum putem să ne ajutăm cu informațiile pe care ni le dă human design-ul în a fi pe pace cu noi, sănătoase, în a înțelege procesele, drumurile care sunt mai în acord cu noi și să luptăm mai puțin cu firea noastră, dacă pot să spun așa. Antonia, bine ai venit! Mă bucur să ne revedem! Noi ne-am cunoscut într-un curs de-a lui Madi Bozeanu, adică așa pentru audiență, că Madi e un brand deja, așa. Astăzi ne-am reîntâlnit ca să discutăm despre treburile astea scrise în stele și... Exact. Spune-ne câte ceva despre tine, Anto. Bună tuturor! Claudia, îți mulțumesc din suflet pentru invitație și pentru oportunitatea pe care mi-o ofer să cunosc puțin mai mult din comunitatea ta. Mă bucur foarte mult că ne-am întâlnit în 2020 la cursul lui Madi, brandul Madi și omul Madi, care într-adevăr este exact așa cum ai spus și tu. Țin minte că atunci am făcut împreună un curs de feminitate și cred că a fost pentru prima dată pentru mine când am început din nou să lucrez cu femeile frumoase din România, pentru că eu am plecat din țară cu mult timp în urmă și am crescut în ultimii 10 ani în Anglia și chiar am simțit nevoia să ajung să cunosc mai mulți oameni din locul de unde am plecat și a fost minunat să reușim să ne conectăm în felul acesta și pe online și în persoană și foarte multe relații s-au dezvoltat de atunci, așa cu multă recunoștință și față de tine și față de Madi. Sunt într-adevăr instructor de yoga, dar nu mă definez foarte mult prin profesie pentru că ce ne învață și human design și ce sunt convinsă că mulți din cei care ne ascultă simt la nivel intuitiv sau fizic, am început deja să depășim momentul în care ne definim doar prin profesie și putem să facem mult mai multe lucruri și de fapt suntem niște ființe atât de complexe și atât de frumoase și atât de intuitive încât n-are niciun rost să ne punem o etichetă. Din când în când mai spun că sunt Human Design Whisperer pentru că Cristina Oțel, mentorul meu, la un moment dat mi-a dat porecla aceasta și de atunci am zis, ei bine, nu prea știu ce fac și ce sunt ca definiție, așa că hai să folosim acest termen. La bază sunt om și sunt pasionat și de partea ezoterică, partea mistică, cum spuneai mai devreme, de cititul stele între ghilivele, spun, dar îmi place foarte mult și partea practică, partea fizică și partea holistică. Și atunci Human Design e un sistem practic care m-a ajutat să intru așa cu piciorușele, cu degetele tiptil în diferite părți ale vieții și e un sistem care include foarte, 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 foarte multe elemente care se pot aplica în diferite domenii din viață. Și atunci am ajuns să fiu prinsă și absorbită de acest sistem și să studiez pe cât de mult pot. Bineînțeles că pot să duc și eu lucrurile până într-un punct și mai departe trimite la alți oameni, la alte resurse, unde reușim să ajungem.
Așa că da, sunt foarte încântată să povestim puțin despre ce este la suprafață. Să dau puțin din casă, să spun că am și eu în jurul meu persoane pasionate de human design, dar adică de fapt niște prietene care sunt pasionate de... Mă rog, ele știi cum vin la pachet și cu numerologie și cu astrologie, da, știi? De da. Așa, cumva sunt legate. Și una dintre aceste femei foarte faină mi-a povestit despre faptul că în human design poți să afli mai multe despre cât de mult are nevoie omul să doarmă sau ce fel de mediu liniștește pe el, da? Ce fel de mediu îi aduce pace în corp, cum spun eu, de unde începe de fapt vindecarea. Poate ce fel de mâncare l-ar ajuta, știi? Și mi-a zis așa foarte drăguț, Claudia, cred că o să spun niște chestii de human design care cred că pe tine te-ar interesa foarte tare pentru femeile tale, așa, pentru gașca de femei cu care eu lucrez. Și recunosc că am zis, sună foarte interesant, atât de interesant încât mi-ar plăcea să am o hartă de human design pentru fiecare din clientele mele, care să fie o altă analiză, dacă vrei, știi? Pentru că lucrăm cu tot felul de analize, de laborator, de fir de păr, de microbiom, de bla bla bla. Dar asta am văzut așa ca pe o altă latură care să ne ajute să explorăm ce se întâmplă practic în fiecare dintre noi. Pentru că eu cred puternic că nu există rețete. Știi? Și atunci fiecare dintre noi are nevoie de lucruri diferite, știi? Și cumva prin lentila asta aș vrea să discutăm un pic despre human design. Ok, tipurile mari pe care poate unele dintre ascultătoare nu le știu, poate acum au auzit prima dată de human design. Și cum se mai leagă lucrurile pe acolo? Ce mai putem să aflăm? Da. Deci ca să putem să aflăm toate lucrurile pe care dorim să le aflăm dintr-o hartă de human design care se numește Body Graph, probabil va trebui să petrecem luni și ani de zile să studiem, să experimentăm, să ne jucăm. Și mă bucur tare mult că ai spus că nu ești adepta rețetelor, pentru că nici mie nu-mi place să vin cu o rețetă pentru un anumit tip de om, un anumit tip de interacțiune pe care ai cu omul de lângă tine. Deci am ajuns într-un punct în cultura noastră și în evoluția noastră în care putem să înțelegem că, de fapt, nu există nimeni ca noi și că, într-adevăr, e benefic să studiem, să căutăm informații, să căutăm resurse, că sunt ele științifice, ezoterice, practice, alegi domeniul pe care îți dorești, dar cel mai important lucru e să ajungem să le trecem prin filtrul nostru și să vedem cum se simte în corpul meu, cum se simte în, dacă vrei, aura mea, dacă nu-ți place conceptul de aură, ne uităm la vibe-ul unei persoane, la înțelegerea pe care o avem mai departe de simțurile fizice. Da? Cu toții știm că există ceva acolo, definește cum crezi că e mai corect pentru tine. Dar ideea e că nu există nimeni ca tine și asta ne spune human design. Unii o numesc știința diferențierii. E un sistem extraordinar de complex, da, include și toate elementele pe care le-ai menționat și tu. Putem să stăm ore întregi să decodăm o hartă, dar până când nu ajungem să înțelegem elementele de bază și să vedem cum funcționează și corpul și energia noastră, nu prea are niciun fel de relevanță să ne uităm la, nu știu, orele specifice de somn ca să creăm o altă rețetă pe care poate nici nu suntem pregătiți să o integrăm. Sunt total de acord cu tine. Cam așa văd și eu, știi? Când mâncăm 3 croasante pe zi, dar ne preocupă foarte tare să vedem temperatura perfectă de gătire a nu știu cărui aliment, știi? Dar noi mai avem foarte multe alte lucruri de parcurs până la a determina dacă sunt 87 de grade sau 67 de grade, știi? Adică contează foarte mult să facem lucrurile în fluxul firesc, să spun așa, știi? Exact, da. Și chiar și pentru fluxul firesc, cum ai spus și tu, cel puțin din prisma sistemului human design, nici pentru acel ritm nu există o rețetă, pentru că suntem atât de unici și atât de diferiți unii de ceilalți încât ceva ce ar funcționa pentru tine într-un mod perfect, chiar dacă să spunem că amândouă am fi același tip de energie pe care le vom discuta într-un moment, nu înseamnă neapărat că același lucru se aplică și la mine. În human design folosim data, locul și ora nașterii,
Există ceva dovezi științifice în spate, există ceva explicații științifice mai degrabă decât dovezi. Sunt oameni care într-adevăr sunt pasionați de partea științifică a sistemului. Nu e ceva ce mă pasionează pe mine în mod principal, dar vă invit să căutați dacă asta este pasiunea voastră. Pentru mine, sistemul acesta a oferit îndeajuns de multe dovezi practice ca să pot să am încredere în ceea ce mi oferă. Și întotdeauna când vorbesc cu oameni și despre human design, invit toți oamenii cu care intru în contact să pună la îndoială. Despre asta vorbim. Nu suntem aici să ajungem să dăm rețetele pe care le-ai menționat tu mai devreme și să spunem că aceasta este calea. Du-te și urmează. Nu, din contră. Aici sunt niște unelte, sunt poate niște avantaje pe care le ai sau niște lucruri la care trebuie să fii puțin mai atent, atentă. Dar la urma urmei, dacă nu începi să le folosești și să le treci prin filtrul tău, nu-ți vei da seama dacă într-adevăr funcționează sau nu. Și dacă ai nevoie de dovezi științifice, atunci da, du-te și caută-le. Și poate vei vedea că human design nu e pentru tine sau din contră poate vei descoperi dovezile științifice. Ideea e să dai voie să te auto-împuternicești, să vezi ce anume funcționează pentru tine. Și în human design, practic, cam asta se face. Folosim data, locul și ora nașterii ca să găsim o hartă, să găsim, dacă vrei, o hartă pe care sufletul nostru a ales înainte să vină aici. Asta e partea metaforică pe care eu explic. Acum, dacă e adevărat sau nu, nu știu. Dar întotdeauna folosesc metafora asta ca să spun că, da, ai o hartă, dar dacă nu te duci din punctul A până în punctul B, acea hartă rămâne doar un tablou pe perete sau cum vrei să te uiți la el. Și atunci avem alegerea. Vrem să trăim în funcție de harta noastră sau să nu trăim în funcție de harta noastră. Dar chiar și alegerea asta pe care o avem strict în limitările corpului. Pentru că putem să fim orice ne dorim și să ducem corpul nostru până într-anumit punct, dar dacă vrei să ieși din corp, știi foarte bine ce se întâmplă. Te duci în etapa următoare a evoluției. De acolo nu te mai întorci. Atunci, alegerile pe care le faci din orice punct de vedere vor avea consecințe. Consecințele acelea pot să fie constructive sau mai puțin constructive. Și în human design învățăm să ne diferențiem. Inițial, da, punându-ne în anumite categorii, avem diferite tipuri de energie, 4-5 tipuri de energie, printre care se numără proiectorul, reflectorul, manifestatorul, generatorul și cu o subcategorie generator-manifestant. Fiecare tip de energie vine cu anumite caracteristici, cu un anumit tip de aură sau cu un anumit vibe, dacă îți place să te uiți din punctul acesta de vedere, și cu o anumită modalitate de a folosi aura respectivă și de a lua decizii. Ne punem într-adevăr în categorie inițial, dar cu cât intrăm mai mult în profunzime în harta noastră, ajungem să cunoaștem elemente incredibil de unice. Și atunci, da, chiar dacă ne separăm la început, ajungem să înțelegem că de fapt nu există doi generatori la fel, nu există doi oameni la fel. Și atunci, da, uite, să spunem că ritmul acesta de somn funcționează pentru tine ca generator, dar poate nu funcționează pentru partenerul tău ca generator, pentru că intrând mai mult în profunzime, de fapt descoperi că sunt atât de multe elemente unice acolo. Dar ziceai mai devreme și de a le lua pas cu pas, până când nu înțelegem tipul de energie, strategia și autoritatea și nu învățăm să le folosim puțin, să le testăm, să ne arătăm dacă funcționează sau nu funcționează, nu ajută foarte mult să intrăm în profunzime. Pentru că sărim foarte mulți pași și human design practic asta ne învață, să experimentăm și să le luăm pas cu pas. Ok, deci practic locul, data, ora, așa. Da. Din câte am văzut eu, nu sunt chiar atât de trânse intervalele ca la astrologie. Sunt, din contră. Da, sunt unele momente și aici un human design reader, dacă sunt oameni care studiază cu școala tradițională, sunt human design analiști, așa se numesc, sau sunt diferite software-uri online care te pot ajuta să-ți dai seama care e ora corectă. Este foarte important ora. Uneori 5 minute pot face diferența. În cazul meu, 5 minute au făcut diferența. Alte ori, chiar și 2 ore, înainte sau după, nu fac nicio diferență. Dar ideea e că trebuie verificat. Și atunci, dacă nu aveți data, puteți să ne scrieți și vă spunem. Exact.
Ora, exact, uite, fac confuzie între oră și, oră și problemă, dată. doar să fie... Amândouă importante. Ok, deci putem să ne, am văzut, putem să ne generăm automat harta asta, da, dar mai graf, nu da. Înțelegem nimic din ea, adică vedem un fel de chakre pe acolo care sunt care sunt mai multe, știi, astea da. Sunt zonele de autoritate, de aici se determină zonele de autoritate sau? Da, deci practic, da și nu, de fapt. Când vorbim de formele geometrice pe care le vedem pe harta noastră, avem pătrat, romb și triunghiuri. Acelea se numesc centri de energie, care într-adevăr sunt bazate pe sistemul hindus al celor 7 chakre, doar că nu au aceleași funcții. Există o filozofie în Human Design care ne spune că la un moment dat am evoluat din ființe cu 7 centri de energie, cu toate că sunt mai multe chakre, nu doar cele 7, în ființe cu 9 centri de energie. Și motivul pentru care Human Design nu mai numesc centrii acestea de energie chakre, este pentru că s-au sintetizat și funcțiile nu mai sunt neapărat aceleași. Dar da, din ce ai văzut tu acolo, practic, în harta aceea, vei vedea că unele sunt colorate, altele sunt deschise. Avem centri de energie care, în funcție de definiție, adică de culoare, dacă sunt sau nu colorate, nu neapărat ce culoare, pentru că diferite software-uri generează culori diferite, în funcție de ce vedem acolo ca definiție, putem să înțelegem care este tipul nostru de energie. Și ai menționat că, da, vedem harta aceea pe care nu o putem, nu o putem decoda. Sincer, se poate, destul de mult. Eu foarte mult timp pentru faptul că nu am crezut atât de mult în sistemul acesta, n-am avut informațiile necesare, am decis să învăț singură cum să-mi decodez harta. Nu am considerat că era momentul pentru mine să investesc într-o citire și atunci am zis, ok, hai să văd ce pot să găsesc. Așa că nu e imposibil. Putem să luăm toate lucrurile pe care le vedem acolo. Dacă ne uităm la hartă și la notițele de lângă, fiecare software vor avea notițe lângă. Dacă ne uităm pe My Human Design, în My Human Design îmi dau informații și despre digestie, și despre mediu, și despre alte elemente pe care nu le găsim în alte site-uri. Cel mai ok site din punctul meu de vedere e Jovian Archive, putem să-l lăsăm, dar mai user-friendly e My Human Design, că acolo sunt mai multe elemente și Jenna reușește să le prezinte într-un fel practic. Nu e foarte apreciată de comunitatea internațională de Human Design, dar asta e o altă parte. Părerile sunt împărțite și tocmai de-aia e foarte important să le trecem prin filtrul nostru. Dar dacă ne uităm la notițe inițial, pe care le primiți gratuit când faceți harta, deja ne putem împuternici cu ele, pentru că începem să căutăm. Bineînțeles că e mult mai eficient să lucrezi cu un om care a studiat, pentru că harta e extraordinar de complexă și până și eu mănânc Human Design for breakfast. Și cu cât învăț mai mult, cu atât îmi dau seama de fapt cât de puțin știu și cât de mult mai am de învățat. Dar vin așa cu filtrul meu cum este în momentul de față. Deci da, se pot afla destul de multe și gratuit online, pe YouTube sau pe Google. Și ai zis tu ceva, ceva de genul, descoperim părticica asta pe care o putem înțelege, să spun așa, după care mergem și o trăim cum ar veni. Exact, vedem exact. Cum se simte ea, cum rezonăm cu ea, nu? Da, da, da. Asta ai menționat și tu mai devreme. La începutul episodului ai spus că vrei să vedem cum putem să aplicăm și cum putem să folosim elementele practice din Human Design. Și da, uite, de exemplu, am discutat înainte să intrăm și mi-ai spus că ești generator. Eu sunt proiector. Felul nostru de a ne folosi energia e complet diferit. Ne ajutăm, ne completăm unul pe altul. Dar dacă noi intrăm într-o interacțiune și tu ai așteptarea la nivel subconștient, că nu pui neapărat presiune pe mine, dar ai o așteptare ca eu să lucrez în același fel ca și tine, să generez energie la fel ca și tine, să fiu la fel de productivă, de eficientă și așa mai departe, nu vom avea o colaborare eficientă pentru că nu este corect pentru mine să fac asta. Și atunci eu, dacă nu sunt conștientă și cedez presiunii pe care tu o direcționezi indirect față de mine, atunci îmi voi face rău în proces. Și asta e, de fapt, capcana și ce se întâmplă e că ajungem să fim toți condiționați să avem aceeași versiune de succes, să fim pe același drum, să facem toți același lucru, când de fapt suntem unici și avem fiecare drumul nostru. Unul merge și escaladează în multe, altul vrea să meargă să înoate din
trotuar în alta. Deci sunt locuri diferite, da. Care ai zice că a fost o mare revelație pe care ai avut-o despre tine când ai început să aprofundezi puțin, știi, partea asta de humanism? Da. Deci cel mai mare aha pe care mi l-a dat sistemul acesta a fost practic permisiunea de a face ceea ce am știut întotdeauna că am de făcut. Și e foarte interesant să vedem cum ne dăm puterea în afara noastră și căutăm peste tot răspunsul de la coaches, la terapeuți, la insert your answer, în orice mediu. Și un lucru minunat, da, e foarte frumos să căutăm ajutor, dar de fapt ce cred eu sau ce am căutat eu pe parcursul vieții mele a fost permisiunea de a face ce știu că am de făcut și am considerat că nu pot să fac sau că nu e dreptul meu să fac. Și atunci, în momentul în care am dat de human design, eram într-o etapă din viața mea în care făceam foarte mari schimbări. Urma să plec din jobul full-time pe care l-am avut, o carieră în marketing de 10 ani care am dorit să închei și nu știam unde, nu știam ce, nu știam cum, dar era ceva din mine, intuiția sau sufletul, numește-o cum vrei, care îmi spunea, du-te mai departe. M-am dus cu fricii cu toate și atunci când am început să caut despre sistem și am văzut că suntem puțin diferiți, că poate un proiector n-ar trebui să lucreze 72 de ore pe zi sau poate un generator lucrează într-un fel diferit. Ideea e că cu cât am început să studiez mai mult, cu atât am primit validare pentru ceva ce eu știam deja. Totuși de multe ori că lucrez cu... Exact. Exact. Dar pentru faptul că nu exista nimic în exteriorul meu care să îmi dea validare și eu căutam validarea în exterior, cum facem cu toții de altfel, mi-era foarte greu să accept că ceea ce știu la nivel intuitiv ar fi corect pentru mine. Și, practic, human design nu dă siguranța că ce știe corect pentru tine. Îți dă harta, dacă vrei, din nou, să te duci către ce ar putea fi corect pentru tine. Dar îți dai seama dacă e corect sau nu în momentul în care se simte ușurință. Și am simțit foarte, foarte multă ușurință. Am zis, băi, e ok. E ok pentru mine să am nevoie de un somn la prânz. E ok pentru mine să nu trag de mine în ultimul hal timp de o lună de zile, pentru că proiector fiind pot să fiu mult mai eficientă în 4 ore decât altcineva în 12 ore. Și eu am observat oarecum tiparul ăsta pe parcursul vieții mele. Când lucram în corporație, în jobul full-time de marketing pe care l-am avut, într-adevăr, eram la birou 8-9 ore, dar nu mă aveai prezentă mai mult de 4 ore. Da. Eu făceam alte lucruri. Și ăsta e un exemplu pentru proiector, dar exact aceeași abordare o poate avea și un alt tip de energie. În cazul generatorului, ca să dau un exemplu pentru tipul tău de energie, da, ai capacitate de muncă consecventă, dar dacă ce faci nu-ți aduce satisfacție, degeaba ai forța de muncă, pentru că ajungi să faci munca cu foarte multă frustrare. Și în schimb, să generezi și mai multă frustrare. Da. Și atunci, human design, practic, asta te învață. Cum faci alegerile corecte pentru tine? Super, super interesant. Spune-ne 2-3 cuvinte așa despre marile categorii până când descoperă doamnele așa mai în detaliu. Deja am menționat generatorul și proiectorul. Proiectorul, da. Deja ai spus că generatorul are mai multă energie, cel puțin la bază, să spunem așa, în funcție de data fiecăruia și exact. Proiectorul are nevoie să o ia mai ușor. Mai ușor, da. Da. Spune-ne ce simți tu așa despre fiecare dintre cele patru. Da, exact. Da. Păi mai avem, odată generatorul e venit aici să aprindă lumea și să se cunoască pe sine, făcând lucrurile care îi aduc satisfacție pe parcurs. Dacă ceva nu vă aduce satisfacție ca generator și lăsați mintea să intervină și să vă convingă că trebuie să faceți ceva, atunci veți genera foarte multă frustrare. Pentru că fiecare tip de energie are o semnătură care îi spune ești pe drumul corect și o semnătură care spune că nu ești pe drumul corect. Și atunci un generator va simți satisfacție sau va simți frustrare. Un proiector e venit aici să cunoască pe alții. Deci proiectorii în general sunt orientați înspre afară, sunt oamenii mai profund, sunt oamenii care văd the bigger picture și care sunt aici să ghideze. Sunt aici să ghideze în momentul în care sunt invitați și recunoscuți pentru ceea ce oferă. Și
momentul în care ghidează într-un fel eficient, vor simți succes. Iar când ghidează fără să fie întrebați, vor simți foarte multă amărăciune. Și proiectorii sunt oamenii care sunt oarecum marginalizați, pentru că de fiecare dată când simt nevoia să ajute pe cineva, merg și ajută. Dar dacă nu-ți cere nimeni să ajuți, okay, ești foarte intruziv. Și cred că se recunoaște multă lume în scrierea. Deși știu că sindromul salvatorului... Nu sunt foarte mulți, cei mai mulți sunt generatorii, nu? Adevăr, generatorii și generatori manifestanți reprezintă 70% din populație și vorbeam de generator mai devreme. Asemănător este și generator manifestant cu aceleași semnături pentru eficiență și lucruri care nu sunt în aliniere. Și un generator manifestant e venit aici să se cunoască pe sine și să-și urmărească satisfacția și să evite frustrarea pe cât se poate. Deci ambele tipuri au aceleași elemente. Proiectorul, cum ai spus și tu, sunt undeva la 20% din populație. Nu sunt cei mai unici, dar sunt cei mai condiționați de altfel. Pentru că un proiector aici în Sărumână am venit să vă ajut și generatorul nu are nicio treabă, că generatorul vrea să-și urmărească satisfacția, nu are timp de proiector. Și proiectorul stă în spate și zice, păi da, dar uite ce! Și generatorul, da, nu te-am întrebat. Și atunci... Atunci se ajută unii pe alții. Dar mai avem alte două tipuri. Avem manifestatorul, care sunt undeva la 9% din populație. Manifestatorii sunt singurul tip de energie care au venit aici să inițieze, să facă tot ceea ce le taie capul și sunt în același timp și cei care ajung să simtă foarte multă furie, pentru că au foarte multă energie, au capacitatea asta de inițiere și sunt oamenii care sunt aici să împingă lucrurile din loc. Dar sunt și cei pentru care nu este foarte mult loc, pentru că ce facem ca societate când vedem oamenii puternici și mari și capabili să mute munții din loc fără să întrebe pe nimeni, automat ne simțim intimidați, încercăm să-i controlăm, îi marginalizăm și așa mai departe. Și atunci vom recunoaște manifestatorii în funcție de nivelul de furie pe care l-au în jur. Aceia sunt manifestatorii care nu trăiesc în aliniere cu designul lor. Și asta poate să fie și o invitație pentru noi ca societate să învățăm să fim puțin mai confortabili cu emoțiile mai puțin plăcute. Furia e normală. Și uite, poate chiar și în cursul lui Mădi, dacă ții minte, discutam despre furie și despre cât de negativă. Exact, cât de negativă e furia. Păi imaginează-ți cât de complicat e pentru un manifestator care simte furie pe care nu o poate controla să se mai și blameze pentru că nu acceptăm și nu ținem spațiu ca societate pentru asta. Manifestatorii sunt veniți aici să inițieze și să simtă pace. Și când nu trăiesc în aliniere, vor simți foarte multă furie. Și mai avem un tip de energie care se numește reflectori. Reflectorii sunt 1% din populație, sunt cei mai rari, sunt unicorni, dacă vrei, într-un fel. Și sunt cei care au venit aici să ne oglindească sănătatea mediului și a grupului și a lucrurilor care ne înconjoară. Și ne oglindesc asta prin comportamentul lor. E foarte greu să recunoști un reflector, pentru că sunt genul de oameni care își pierd identitatea în funcție de grupurile în care se învârt și nu sunt conștienți de asta. Este, într-un fel, o nevoie a lor să-și piardă identitatea, dar dacă trăiesc conștient, învață să se detașeze de identitatea pe care o câștigă în grup și înțeleg că ei, de fapt, sunt altceva și că acea identitate se va schimba de fiecare dată. Ei sunt aici să fie surprinși de viață. Știu că sunt în aliniere cu energia lor când viața îi surprinde. Sunt oameni foarte intuitivi, oameni care beneficiază de ciclurile lunare. Cu toții beneficiem, dar ei mai mult. Exact. Și sunt cei care atunci când nu își recunosc puterea și își pierd identitatea, se vor simți foarte, foarte dezamăgiți. Și toate tipurile de energie pe care le-am menționat au un anumit fel de funcționare. Și atunci dacă învățăm puțin despre fiecare, în primul rând pentru noi, să știu, băi, uite, tu ești generator, aștept să vină ceva către tine, să vezi dacă am energie pentru asta. Eu sunt proiector, dacă nu-mi ceri ceva, eu nu o să vin să spun, hei, vrei să facem asta, dar vrei să facem cealaltă. Sau, ideea e că dacă învățăm cum să folosim energia asta pentru noi, învățăm și cum să ținem spațiu pentru alți oameni. Și atunci respect faptul că tu ești într-un fel și tu respecti faptul că eu sunt într-un fel și împreună învățăm să colaborăm. Ok. Super interesant.
Sunt sigură că acum știi în timp ce femeile ascultă podcastul, caută notițe și pe site să-și vadă profilul. Zi-mi un pic, Anto, tu lucrezi pe partea asta? Pot să vină către tine doamnele să le ajut? Da, să... cu mare drag. Cu mare drag. Ok, unde te găsesc? Sunt pe Instagram cu profilul de Human Design Lifestyle. Aici puteți să mă găsiți oricând, puteți să-mi trimiteți mesaje în DM. Eu sunt cea din spatele mesajelor. Lucrez și pe partea asta. Felul meu de abordare a sistemului e puțin diferit de felul tradiționalist, dar asta e natura designului meu și e ceva ce... Sigur. Cred că fiecare... Ce fiecare, whatever ce-o fi el, coach, terapeut, whatever, whisperer, reader, analyst, își pune amprenta experiența lui de viață sau a ei și tocmai de asta ne ducem către unele sau altele pentru că ne atrage energia respectivă. Deci e perfect ok că tu ai felul tău de a lucra și tocmai de asta ești aici, că ai felul tău unic de a fi. Ok. Da. Îți mulțumesc foarte mult, Anto. A fost așa un scurt intro în partea de Human Design, cât să vă fac poftă, să zic așa, să descoperiți un pic și această lume fascinantă și ceea ce ea vă poate aduce ca să vă descifrați, da. Ca să vă înțelegeți mai bine, să vă acceptați drumul cumva. O să vedem... Anto, poate reușim să ne mai vedem în niște Sigur. Episoade următoare și să aprofundăm așa un pic mai mult. Mulțumesc tare mult, să avem o zi bună și las în descrierea episodului toate link-urile pe care le-a menționat Anto. Mulțumesc tare! Mulțumesc și eu! Mulțumesc! La revedere! Draga mea, înainte să închidem, aș mai vrea să te rog ceva. Dacă ți-a plăcut acest episod, lasă-mi un review pe oricare dintre platformele pe care m-ai ascultat. De asemenea, orice share către prietenele tale, către femeile tale dragi, pe care știi că le-ar ajuta această informație, de asemenea mă bucură foarte tare. Educația este pasiunea mea numărul 1, petrec foarte multe ore pentru a face posibil ca această informație să ajungă la tine și share-ul și review-ul tău mă ajută foarte tare ca ceea ce împărtășesc aici să ajungă la cât mai multe femei care au nevoie. Îți mulțumesc foarte mult pentru susținerea ta, e super tare și mă bucur mult că ești parte din comunitatea mea.